Ploile din ultima perioadă le-au dat bătăi de cap medicilor arădeni. Apa a pătruns prin tavanul unității de primiri urgență a spitalului din Arad. Medicii și asistentele au evacuat de urgență pacienții și echipamentele. Pacienții din secția de primiri urgențe al spitalului din Arad au fost evacuați cu tot cu paturi după ce a început să plouă prin tavan. Medicii și infirmierele au început să strângă apa cu fărașul și gălețile. Sistemul de scurgere al unității nu a făcut față, iar apa s-a infiltrat prin tavan, fapt ce a dus la inundarea parțială a secției de primiri urgențe. Primele semne au fost observate după ploile din urmă cu o săptămână. Personalul medical a observat că pe tavan a apărut o pată de umezeală și au anunțat firma care a executat lucrarea, dar reclamația nu a fost luată în seamă. Pacienții și aparatura în valoare de 10.000 de euro au fost mutate în secția de pediatrie a spitalului. Activitatea din cadrul unității a fost îngreunată în urma inundației. Pentru că activitatea se desfășoară într-un spațiu mai restrâns, pacienții au avut de așteptat la primiri urgențe până la 2 ore. Recepția lucrărilor la secția de primiri urgențe a spitalului a fost făcută în toamna anului trecut și a fost inaugurată recent. Conducerea spitalului a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la infiltrarea apei și modalitățile de remediere a acestora. Lucrarea se află în garanție, iar conducerea spitalului a anunțat că va apela la instanță dacă nu va ajunge la o înțelegere cu firma care a executat lucrarea.